Olanda va prelungi până în 20 aprilie măsurile restrictive împotriva pandemiei de COVID-19. Situația se agravează, iar autoritățile sunt nevoite să reducă cu o oră durata restricțiilor de circulație, a anunțat premierul olandez Mark Rutte. Numărul infecțiilor este din nou în creștere, iar în spitale sunt tot mai mulți oameni. Realitatea este una tulburătoare și nu se poate renunța la măsurile în vigoare, care ar fi trebuit ridicate în 30 martie, a anunțat premierul. De la începutul crizei sanitare anul trecut, Olanda a înregistrat peste 1 milion de cazuri de infectare cu noul coronavirus.